Printre cele mai stranie locuri din Germania se numără și pădurea păpușilor posedate. De zeci de ani acest loc sumbru, parcă scos din filmele de groază, provoacă sentimente de frică și nesiguranță persoanelor care intră în aceasta. Cu toate că pădurea nu are dimensiuni considerabile, păpușile blestemate spânzurate în copaci o fac cu totul deosebită. Nu se știe cu exactitate cine sau de ce au adus acele păpuși în pădure, dar majoritatea oamenilor susțin că pădurea este locul de adunare a unui cult satanist din zonă, care în anumite perioade ale anului practică ritualuri voodoo în acea pădure, păpușile nefiind altceva decât temnițe ale sufletelor persoanelor blestemate de aceștia. Deci să mor dacă nu mi s-a părut că sunt mișcat. A clipit. Numai ce am atins păpușa aia și vă spun sincer că a început să mi se facă rău. Bă, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Deci fiți atenți. Asta o să o iau acasă și o să o filmez peste noapte, m-am gândit să o las și cu o cruce lângă ea, cu obiecte sfințite, nu știu, să vedem ce se întâmplă. În drumul, după 10 minute, parcă mă simt mai bine. Asta pare să fie numai pielea de pe păpușă, nu știu. Deci e înfiorător locul ăsta. Ai găsit una? Numai capul de la păpușă. Ai de capul meu. Privite asta. Bă, frate, n-ai cum. N-ai cum așa ceva. Eu înțeleg că sunt păpuși, dar bă, astea nu sunt păpuși normale. Astea sunt păpuși blestemate, nu știu. Deci priviți și voi cum arată aceste păpuși. Și sunt efectiv spânzurate de copac. Sunt în așa natură puse, de parcă ar fi spânzurate. Cred că am mai văzut ceva. Mi s-a părut. Nu pot să cred așa ceva. Fiți atenți. Fiți atenți aici. Cred că e fără cap. Fraților, după o oră petrecută în locul ăsta, am realizat ceva, că păpușile parcă sunt ascunse, efectiv. Deci când am venit prima dată, nu le-am văzut. Doar după ce stai mai mult timp în locul ăsta, încep să le vezi. Nu știu cum să vă explic, este foarte straniu, dar efectiv nu le-am văzut. Și acum, dacă mă uit în jur, e plin de păpuși peste tot. E foarte ciudat. Deci sunt lumânări peste tot. Efectiv e plin de lumânări și de păpuși. Nici astea nu le-am văzut și pe aici am trecut. Capul meu. Cu cât stai mai mult în locul ăsta, cu atât te uimești mai mult. Mamă! Hai să vezi ce e aici. Hai să vezi. Bă, nu pot să cred. Și am trecut pe lângă ea.
Deci, fiți atenți. O pentagramă, cum v-a spus, lumânări. Și aici, du-te, bă, du-te. Nu știu, ăștia cred că sunt ceva șlapi, dinți, schelet, dar nu-mi dau seama de ce îi. Păr și o șapcă. Și fiți atenți cum fiecare colț a pentagramei e câte o lumânare. Aici, dacă nu uit, avada. Nu se vede de frunze. Bă, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Deci fiți atenți. N-ai cum așa ceva. E clar că aici se întâmplă ceva. Nu e doar o joacă. Și pe aici am trecut. Deci pe acolo. Și n-am văzut-o. Acum când m-am întors, mi-a sărit în ochi. Fraților, dacă până acum credeam că e posibil să fie și o joacă de copii, nu mai cred. Deci, efectiv, e horror locul ăsta. Și mă întrebam cum să ajungă copiii aici, pentru că locul nu e pe lângă vreun oraș sau în apropiere, ci e undeva pe câmp, la marginea orașului. Dacă auziți mașinile pe fundal, e bine, este autostrada. E cumva între benzile de autostradă. Și e foarte greu de ajuns aici. Deci e clar că în locul ăsta se întâmplă niște lucruri foarte bizare. Cum? Ce ai găsit? Mă, fiți atenți, că sunt și îngropate. Cred că e toată păpușa aici. Nu băga mâna așa, mă, n-ai mânuși. Nu le mai atingi. A, mânuși? Nu le-am văzut. Deci fiți atenți că le și îngroapă. Am crezut că sunt doar agățate prin copaci. Dar se pare că sunt și îngropate în pământ. Ia să văd cu asta, nu? Nu pot. Ce? Da, am văzut-o. Și ce cred că e capul îngropat de la o păpușă, da. Mamă, ce scârbos! Aproape că s-a întunecat. Nu o să pot să stau mult de data asta, dar dacă se strâng multe like-uri la clipul acesta, o să stau peste noapte cu cortul. Dar mi-a venit ideea că, cu toate că am găsit locul ăsta așa bizar și nu pot să stau mult, am de gând să iau o păpușă acasă, păpușa care mi-a dat fiori. Și de ce vreau să fac nebunia asta, cu toate că poate e blestemată sau e făcută pe ea farmece, vreau să o iau acasă și să o filmăm. Pentru că dacă într-adevăr e o păpușă blestemată, se vor întâmpla lucruri ciudate. Vreau să o las peste noapte, să o filmez și tot o să fie postat aici pe canal. De aceea nu uitați de like și să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați pentru a urmări episoadele următoare. Și ce păpușă vreau să iau acasă, e bine, priviți. Exact păpușa asta, care mi se pare cea mai bizară și cea mai stranie dintre toate. Fiți atenți!
Asta o să o iau acasă și o să o filmez peste noapte. M-am gândit să o las și cu o cruce lângă ea, cu obiecte sfințite, nu știu, să vedem ce se întâmplă. Pentru că acum câteva minute tot așa m-a atins și a început să mi se facă rău. 10 minute a trebuit să aștept ca să-mi treacă. Și eu, într-adevăr, simt că nu e o păpușă obișnuită, are un fel de energie negativă, are ceva pe ea. Și cu toate că e o nebunie, o să o iau acasă și vom face experimente cu această păpușă, să vedem ce se poate întâmpla. Totul o să fie pe canal. Văd că are o problemă, îi se desprinde capul. Să atenți. Îi se desprinde capul, dar o să duc acasă și o voi coase, nu știu, o să îi lipesc capul cu ceva și vom face experimente cu ea. Priviți-o. Poate chiar o să dorm la noapte. Ia. M-a trecut, i-a ieșit un pian și din ochi. Poate chiar o să dorm la noapte cu această păpușă. Și pentru asta nu uitați de like și să stați aproape pentru ca să urmăriți episoadele care vor urma cu această păpușă. Acum o voi băga în geantă. Mai mi s-a urcat un peanjă pe față. Nu știu dacă e o idee bună, de fapt clar nu e o idee bună ce fac, dar mă risc. Asta o fac și pentru mine, să văd dacă într-adevăr păpușile sunt blestemate și se poate întâmpla ceva straniu cu ele, paranormal, dar și pentru voi. Nu o să mai stau acum, o să plecăm acasă pentru că a început să se întunece. Iar noi ne revedem în episoadele următoare. Nu uitați de like și să vă abonați, dacă nu știți, să vă abonați cu tot cu clopoțel pentru a urmări episoadele care vor urma cu această păpușă. Eu sunt Lauțu și vă salut!